Ajutorul de înmormântare în anul 2021 s-a modificat. Asigurații sau pensionarii vor primi suma de 5.429 de lei, cu 266 de lei mai mult față de anul 2020, iar un membru unei familii a asiguratului sau pensionarului cu 133 de lei în plus, adică primește suma de 2.715 lei. Ajutorul de înmormântare se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau tutorele. Dacă decedatul nu are pe nimeni, poate primi banii oricare persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile de deces. În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat. Normal că costă. Orice eveniment din ăsta, că e un de distracție sau de... ăsta costă. Aici e mare durere la când moare cineva și că primește un ajutor, mai ales că a contribuit cu ceva și el. E pensionar și nu știu ce. Este bine, foarte bine, acest ajutor. E un lucru bun. Să o ținem tot așa, că e greu când moare cineva, e foarte greu. E bine și așa, deci dacă se dă ceva, e foarte bine. Restul, ce să vă spun? Să fie bine pentru toată lumea. Locuitorii județului Mehedinți consideră că o mormântare poate să ajungă la sume foarte mari, însă cu toate astea trebuie susținută. Chiar dacă suma primită este una foarte mică pentru cât cheltuiesc ei anual, orice plus este binevenit, părerile fiind împărțite de la o persoană la alta.